Nica, cum ți-ai reușit să te distrezi, să te relaxezi în această vară? Tu fiind foarte solicitată cu concertul. Păi am fost într-o vacanță împreună cu băiețelul meu. Soțul meu n-a putut să meargă cu noi pentru că n-a putut să plece de la serviciu. Am fost o săptămână în Malta și a fost absolut superb. Am avut un ghid de senzație care ne-a povestit absolut tot despre Malta. Eu am mai fost în Malta cu soțul meu, dar acum am vrut să merg cu Aviv pentru că realmente am mers pentru acest ghid. Da? Mă rog, după o săptămână absolut minunată a trebuit să ne întoarcem acasă, doar că n-am reușit pentru că ne-au anulat zborul. Trebuia să ajungem în Italia peste o săptămână, dar din aeroport l-am sunat pe prietenul nostru din Italia, i-am spus ce s-a întâmplat și atunci el ne-a cumpărat bilete de avion. Imediat să plecăm din Malta către Roma. Am stat o noapte la Roma la fica lor, care este studentă la conservatorul din Roma, Santa Cecilia. Jennifer Ciurez se numește, o fată minunată. După care am luat trenul și am plecat în Bordighera la prietenii noștri, am stat acolo câteva zile, după aceea am luat din nou trenul, ne-am dus la Torino unde aveam bilete la concertul Rammstein, de acum 2 ani aveam biletele, dar pentru că a fost pandemia s-a amânat. Am reușit să vedem și acest concert, ne-am întors după aceea la Bordighera, am fost și la Monaco un pic, ne-am întors iarăși la Bordighera, super era pe acolo. Nu, dar am văzut mașina lui Batman, da, care funcționa și, mă rog, am rămas, zic, wow, cineva și-a făcut la comandă mașina lui Batman. Și avea și număr de Ucraina, da? Deci se pare că Batman e din Zelenski, mai jos. Cine știe, da. Așa, și am revenit acasă. Mâine merg cu mama la cumpărături. În București. Duminică sunt la mare, o seară interesantă, o să fie Remember Mamaia, unde sunt invitată eu și 3 sud-est. Deci la Rammstein ai fost pentru că fiul și-a dorit, nu? Să vadă această formație sau tu ești fan? Măi, să știi că mi-a plăcut extraordinar de mult show-ul. Realmente a fost un show pirotehnic, un show de lumini, un show în adevăratul sens al cuvântului și foarte, foarte mult simbolistică. Asta mi-a plăcut, chestia asta cu simbolistica e foarte interesantă și show în sine. Mi-a plăcut foarte mult. Soțului tău i-a părut rău când a aflat cum v-ați distrat? Când a venit? Normal că i-a părut rău că n-a fost cu noi, dar asta a fost situația, n-a avut ce să facă. Ei, citeam acum că ți-ai deschis sufletul și mi-ai spus de ce n-ai purtat numele soțului, de ce n-ai preluat după căsnicie numele soțului tău. Deci, ți-ai rămas Monica Angel pentru noi toți care te iubim și te apreciem. Am spus eu de ce, nu? Da. De ce nu? Că nu mi-aduc aminte să fi spus chestia asta. Am citit în presă. Nu trebuie să mai citești în presă tot. Dacă vrei ceva să afli, mă întreb direct pe mine. Îți spun eu de ce, pentru că n-are sens, n-are sens. Nu, dar n-are sens să stai să schimbi un milion de acte. E simplu, ca bună ziua. E simplu ca bună ziua. E perfect. Și tu, bine, generația ta și a mea sunt obișnuiți cu astfel de știri despre viața privată, despre soțul tău, este foarte retras, deci el este discret. Că așa am considerat noi că e mai ok, el nu este persoană publică, nu face parte din zona asta și atunci de ce să fie expus așa tot timpul? De ce? Ca să ce? Nu, e mai bine să-ți vezi de viața ta liniștit. Bănesc că el este cel mai sincer critic, nu? Din punct de vedere al showbiz-ului. El îți dă cele mai bune sfaturi. Cel mai sincer critic al meu este mama. Da, cel mai sincer critic al meu și cel mai dur și cel mai vehement și cel mai puternic este mama. Și întotdeauna a fost mama. Da. Ți-aduci aminte ce te enerva, că ce se repeta în mod constant să schimbi ceva ce nu știu? Nu m-a enervat nimic din ceea ce mi-a spus mama. Niciodată. Și acum îi mulțumesc pentru tot ce m-a învățat, pentru tot ce mi-a oferit, atât ei cât și tatălui meu și fratelui meu. Înțelegi? Nu. Și când cineva te critică, nu trebuie să te superi, trebuie să-i mulțumești, că înseamnă că acel om este sincer.
câteva schimbări pe care le-ai făcut datorită mamei tale în viață, care te-a ajutat, uite, să fii din continuare. Schimbări, nu e vorba de schimbări, e vorba despre faptul că mama m-a învățat să fiu demnă, m-a învățat să fiu corectă, m-a învățat să fiu echilibrată, m-a învățat să fiu mamă la rândul meu, ceea ce nu e lucru puțin. Și în continuare se implică, nu? E bunică și cred că e cea mai fericită până acum din familia voastră. Bine, și fratele bunică. Meu. Și fratele meu are 3 fete și un băiat. Deci... Solicitată. E cam solicitată, trebuie să recunosc. Continuă să-ți facă cadouri, că în continuare ești fica ei, ești copilul ei. Păi îmi face cel mai mare cadou prin simpla ei prezență. Este cel mai mare cadou pe care poate să ne-l facă mie mama sau tata. Vin să vizitează, adică rămân acasă la tine sau... Păi suntem acolo împreună tot timpul. Da, 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 da. Iată o familie, da, exemplu. Ați reușit să țineți părinții aproape? Păi asta tot datorită lor, pentru că așa ne-au învățat ei. Să fim uniți și să fim aproape.